Salut, eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu un scurt preview al noului phablet lansat de către Samsung, și anume Samsung Galaxy Note 7. Dar fără alte introduceri, haide să începem. Samsung Galaxy Note 7 pare a fi mai mult un upgrade pentru Samsung Galaxy S7 Edge. Acesta a adoptat un design similar, dar cu o diagonală mai mare și niște colțuri mai drepte. Ecranul este unul curbat în stilul Galaxy S7 Edge de 5,7 inch la o rezoluție de 1440x2560 de pixeli, cu o densitatea pixelilor de 518 pixel per inch și protecție Corning Gorilla Glass 5. În teorie este același ecran întâlnit și pe ultima generație de smartphone-uri din gama S. Spatele și el este curbat, dar nu la fel de mult cum era pe Galaxy Note 5. Samsung a încercat pe cât posibil să aducă o mare parte din trăsăturile lui Galaxy S7 pe noul phablet din gama Note. În zona superioară întâlnim un microfon și slotul pentru cartela nano SIM și pentru cardul microSD de până la 256 GB de acum. În zona inferioară întâlnim jack-ul audio de 3,5 mm, portul USB Type-C de acum prezent pe noul Galaxy Note 7. Multă lume aștepta ca Samsung să facă trecerea la acest port și iată că a sosit momentul. În continuare întâlnim un microfon, un difuzor și evident nelipsitul S Pen. Că tot veni vorba de S Pen, acesta cântărește doar 3 grame. De acum poți lua notițe chiar și atunci când ecranul este stins, acestea putând fi salvate sau ținute pe ecran până la deblocarea telefonului. Totodată putem realiza GIF-uri folosind funcția Smart Select. Pur și simplu selectăm o parte dintr-un videoclip și apăsăm butonul de înregistrare. Astfel poți realiza imagini de tip GIF foarte ușor și rapid. În continuare întâlnim o funcție numită Translate. Pur și simplu selectăm limba și ținem stylusul deasupra cuvântului pe care dorim să-l traducem. Astfel cuvântul tradus va apărea deasupra. În partea dreaptă a telefonului întâlnim butonul Power, în timp ce în partea stângă întâlnim tastele de volum. Telefonul cântărește 169 de grame, măsoară 153,5 mm lungime, 73,9 mm lățime și 7,9 mm grosime, fiind astfel cu 0,3 mm mai gros decât Galaxy Note 5. Pe partea din spate întâlnim camera de 12 megapixeli, senzorul de puls și nimic altceva. Spatele este realizat dintr-o fâșie din sticlă, discret curbată pe margini. În zona frontală găsim camera de 5 megapixeli, earpiece-ul, senzorii și mult așteptatul scanner de iris. Baza este completată ca întotdeauna cu cele două butoane capacitive Back și Recent Apps, între ele fiind situat butonul fizic Home, ce în continuare are și senzor de amprentă integrat. Trecem la interior. Aici găsim un procesor Exynos 8890 octa-core, ce conține un quad-core de tip Mongoose tactal la 2,3 GHz și un quad-core Cortex A53 tactal la 1,6 GHz. Procesorul grafic este un Mali T880MP12, memoria RAM este de 4 GB, iar memoria internă este de 64 de GB, dar după cum am spus mai devreme, avem posibilitatea de a adăuga un card microSD de până la 256 de GB. Sistemul de operare este Android 6.0.1 Marshmallow, cu interfața celor de la Samsung aplicată peste. Aceasta este puțin modificată și după părerea mea arată mult mai curată. Camera principală are 12 megapixeli cu o deschidere f1.7, în teorie este camera întâlnită și pe Galaxy S7, S7 Edge. Atât pozele cât și videoclipurile arată absolut spectaculos. Modul Pro al telefonului ne permite să ajustăm setările exact așa cum ne dorim, ajungând chiar foarte aproape de performanțele unui aparat fotoprofesional. Camera frontală are 5 megapixeli, o deschidere f1.7 și este foarte wide. Și aici găsim moduri ce ne ajută la realizarea unor fotografii de înaltă calitate. Selfie-urile arată excepțional. De acum putem trece din camera principală în camera frontală și invers cu un simplu swipe pe ecran. Rețelele wireless suportate de către telefon sunt cele de categorie A, B, G, N și AC. Ca senzor avem scanner de iris, scanner de amprente, accelerometru, giroscop, senzor de proximitate, bustolă, barometru și senzor de puls. Scannerul de iris este cea mai sigură metodă de securitate pusă pe un smartphone în momentul de față. Pe lângă deblocarea telefonului putem accesa și contul Gmail cu ajutorul acestui scanner. Bateria sa este unitate litiu polimer de 3500 mAh și rămâne de văzut autonomia sa în momentul în care sosește la test. Telefonul dispune de certificat IP68 și este rezistent la apă și praf. Acesta rezistă până la 30 de minute scufundat la 1,5 metri. S Pen-ul și el este rezistent la apă și putem lua notițe chiar și atunci când ecranul este ud. Telefonul va fi disponibil în 4 variante de culoare, și anume Blue Coral, Gold Platinum, Silver Titanium și Black Onyx. Și cam atât cu acest video, acesta a fost preview-ul telefonului Samsung Galaxy Note 7. Noi ne vedem data viitoare.